Pavel Filip. Noi considerăm că acest decret este anticonstituțional, cel puțin din trei considerente. Primul considerent ține de termenii de înaintare sau de semnare acestui decret. În opinia noastră, Constituția, legislația, presupune foarte clar că candidatul desemnat la funcția de prim-ministru are la dispoziție 15 zile. Adică candidatul urma să fie desemnat până pe data de 14 ianuarie. De 14 ianuarie a fost desemnat domnul Păduraru, după aceasta a fost anulat, abrogat decretul și desemnat un alt premier desemnat pe data de 15. Noi considerăm că au fost încălcate termenii constituționali. 2. Noi considerăm că a fost încălcată procedura de creare a majorității parlamentare absolute, cum este declarat în hotărârea Curții Constituționale. De ce? Majoritatea parlamentară se creează în plenul Parlamentului de către fracțiuni parlamentare. Acest lucru este indicat expres în regulamentul Parlamentului. Chiar dacă Curtea Constituțională a dispus și în hotărârea sa anterioară, a scris că pot fi și grupuri de deputați, în orice caz, această în plenul Parlamentului de către fracțiunile parlamentare. Vă aduc aminte că în această majoritate parlamentară sunt doar două fracțiuni parlamentare. Este vorba de fracțiunea lui Ghimpu, Partidul Liberal, cu 13 deputați și fracțiunea Partidului Democrat. Și aici tot vă rog foarte atent. Ei declară că sunt 20 deputați, ei nu au dreptul să declare 20 deputați, deoarece nu a trecut perioada când deputatul care a fost cumpărat prin șantaj de la socialiști să declară democrat, el nu are dreptul să intre în fracțiunea democrată. Și al treilea